Din probele procurorilor rezultă faptul că cel puțin 163 de migranți au fost transportați ilegal pe rutele Bulgaria, Serbia, Cipru, România, Ungaria, Austria, Germania, Italia, Slovenia. Cea mai importantă lovitură a procurorilor a fost prinderea traficanților în Vama Nătlac, în momentul în care au ascuns numai puțin de 111 refugiați într-un tir. Pentru trecerea refugiaților peste graniță, membrii rețelei au fost ajutați și de mai mulți polițiști de frontieră care ar fi luat mită. Astfel, în perioada 19-21 aprilie 2017, membrii grupului infracțional organizat au transportat, transferat și adăpostit pe raza județelor Timiș și Arad un număr de cel puțin 111 persoane, cetățeni străini în marea lor majoritate, intrați anterior ilegal pe teritoriul României cu solicitări de azil. Anchetatorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a 9 persoane. Cauza este instrumentată împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate București. Pentru destructurarea grupului s-a constituit o echipă comună de anchetă între autoritățile judiciare din România, Austria și Slovenia. Activitățile au fost coordonate în cadrul unui centru de comandă realizat la nivelul Eurojust și au beneficiat de sprijinul Europol.